Locuitorii din comuna Scobin sunt invitați marți 19 decembrie la un concert de colindei cu tradiție și invitați de seamă. Sub numele Acasă de Crăciun la Scobinți, cetățenii vor putea asculta colinde și nu numai, în curtea mănăstirii Sângeap Basaraba. Evenimentul va începe de la ora 10 și 15 minute cu grupuri de colindători. În jurul orei 12 va veni Moș Crăciun, iar apoi va continua programul artistic. Pe lângă ansamblurile locale sunt așteptați și artiști renumiți, precum Oana Tomoiagă, Andreea Haisan sau Alexandru Brădățan. Ai, asta-i horea sapelor, ce nu-și văd e treaba lor, măi. Ai că o să mă așez bune cu grumazul, prins în pune. Flor de măr și flor de După amiază, pe scenă vor urca Tudor și Nicolae Furduiancu împreună cu Taraful. Hai și soarele jură, hai, 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 pentru hoțul care fură, hai, 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 și soarele jură. Da, steluna cât colea, tai, rai, 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 sfinche soarei nu jura, tai, rai, rai. De precizat este faptul că atmosfera de sărbătoare va avea loc până la lăsarea întunericului.